De data aceasta, Domnul nu a mai apărut în mijlocul poporului, ci chiar în partea din fața poporului, unde se găsea o masă mare de forma amvoanelor din adunări, dar cum poporul era foarte mult și masa amvonului foarte lungă ca o tribună, se părea a fi tare îngrămădit. După amvon erau mai mulți bărbați. Domnul a spus că sunt bătrânii poporului, dar nu erau numai bătrâni, ci și tineri dintre ei. Și mi-am dat seama că printre bătrânii poporului se număra și vestitorii cuvântului și bărbații din comitet care se ocupă cu sfătuirea poporului. Domnul a zis, ce ziceți voi? Tot poporul acesta arăta cu mâna spre popor care vine la adunare, toți care cântă la cor, toți cât sunt în față, toți cât frecventează regulat adunarea, toți cât merg la stăruință și toți cât se roagă și spun, Doamne, Doamne, vor fi mântuiți? Bătrânii poporului au răspuns, Doamne, noi știm că ai scris că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Totuși, noi credem că în atât popor o parte destul de mare te caută din sinceritate și nu din interes. Vine la adunare cu dorința de mântuire și nu cu alte scopuri. Socotim că toți acei care se silesc pe calea pocăinței și își păstrează viața curată vor ajunge la mântuire. Atunci Domnul a zis, atât sunt de departe gândurile mele de ale voastre, și judecățile mele de judecățile voastre că nici nu vă puteți da seama. Voi judecați după ce vedeți, eu nu judec după înfățișare pe nimeni. Ați rămânea uimiți și uluiți de a-ți vedea cum judec eu lucrurile, căci mulți din cei pe care îi voi țineți aici aproape de masa amvonului n-ar fi vrednici nici să se apropie, fiindcă le merge numele că trăiesc, dar ei sunt morți de multă vreme. Și mulți pe care voi îi disprețui și nu-i lăsați nici să se apropie de masa amvonului sunt sinceri cu adevărat. Ei stau la margini și la colțuri loviți de voi cu lovituri grele, dar aceștia sunt copiii mei. Pe dosarul multora pe care voi îi prețui și dați exemplu este scris moarte pentru totdeauna. Pe mulți nu-i socotiți prea credincioși după felul cum arată în afară, dar totuși unii din aceștia au sămânță dumnezească în ei și se tem de păcat. De aceea gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Poporul a zis atunci, Doamne, arată-ne și nouă măcar un exemplu ca să știm și noi cum privești și judești tu lucrurile. Domnul, care era cu mâna întinsă spre popor, și-a oprit mâna chiar asupra unei femei și a întrebat, pe femeia aceasta din adunare cunoașteți? Ce ziceți, ar fi vrednică de mântuire? La prima vedere, femeia aceea arăta a fi o femeie modestă, cam la 45-50 de ani, îmbrăcată modest, cu haine mai închise la culoare, potrivită după vârsta ei și era învelită frumos cu baticul legat sub barbă. Ei au răspuns, Doamne, sora aceasta de 40 de ani de când e pocăită, putem să spunem că e o soră credincioasă. A venit regulat la adunare, la rugăciune, a cântat în cor, a mers la stăruință, a mers pe la bolnavi. Oriunde a fost lipsă, a întins mâna, nu s-a certat cu nimeni, nu am avut necazuri cu ea în adunare. Totdeauna s-a lăsat sfătuită și în casa ei cine a intrat nu a ieșit cu mâna goală. Noi am dat un exemplu la surorile tinere în toate privințele. De aceea noi zicem că sora aceasta, după felul cum a trăit și după silința dată, ar fi vrednică de mântuire. Cât timp au vorbit bărbații, femeia aceasta stătea cu capul ridicat și privea. Atunci Domnul a luat dosarul ei și s-a uitat în el, apoi a privit la femeie. Când Domnul a privit-o țintă, ea a plecat capul în jos și Domnul a zis, și totuși, pe dosarul ei stă scris moarte pentru totdeauna. Bătrânii poporului s-au speriat și au zis, Doamne, cum se poate? Sora aceasta care noi știm că este cea mai bună soră are scris pe dosar așa ceva? Nu se poate, e o greșeală. Poate e dosarul altei femei, nu s-a făcut vreo greșeală? Domnul s-a uitat încă o dată pe dosar și a zis, moarte pentru totdeauna, fără nicio salvare pentru un singur păcat nemărturisit. Atunci au zis din nou, Doamne, sângele Tău s-a vărsat pentru toate păcatele. Cum pentru un singur păcat femeia aceasta este osândită la moarte? Care este păcatul acesta pentru care nu poate fi iertată? Domnul a zis, femeia aceasta mi-a zădărnicit planul cu privire la ea și la familia ei. Ea a avut un singur copil, pe urmă s-a aranjat să nu mai aibă alți copii. Ori de câte ori a întrebat-o cineva din adunare, soră, tu câți copii ai? Ea răspundea, un singur copil mi-a dat Domnul, dar niciodată n-a spus că unul a vrut ea. Pe dosar stă scris că ar fi trebuit să aibă încă 7, cu cel ce îl are 8, dar ei nu i-a trebuit decât un singur copil. Copiii ce a trebuit să-i aibă și nu i-a primit, îi cer astăzi o sânda, pentru că păcatul acesta ea nu l-a mărturisit, ci totdeauna repeta minciuna și acum la cercetarea dosarului a fost găsită cu acest păcat nemărturisit. Vina ei rămâne și sentința e dată, moarte pentru totdeauna, fără nicio salvare.
Dacă ar fi mărturisit păcatul și nu ar fi repetat păcatul minciunii și secăia, putea fi salvată. Dosarul ei ar fi trecut pe la judecată, ar fi fost judecată în milă după faptele ei bune făcute în pocăință, căci mila biruiește judecata. Ea a ascuns păcatul și nu l-a mărturisit ca să nu fie disprețuită și prestigiul ei să nu cadă. Sora lăudată de frat să facă așa ceva? Atunci bărbații au zis, Doamne, atunci puține surori din adunare vor fi mântuite, căci puține au 7-8 copii. Cele mai multe au 2, 3 sau 4 copii. Toate surorile care au așa puțin copii nu vor fi mântuite. Domnul a zis, depinde, dacă sunt vinovate de păcatul acestei femei, de împotrivire la naștere de copii, nu vor fi mântuite. Dar dacă nu sunt vinovate de acest păcat, vor fi mântuite, dacă și-au păstrat viața în curăție și pocăință până la sfârșit. Bătrânii bisericii au spus numele unei surori și au întrebat, Doamne, dar femeia aceasta va fi mântuită sau nu? Nici ea nu a avut 7 sau o copii, n-a avut decât 3 copii, dar frații din biserică au socotit-o cea mai credincioasă soră și diaconița bisericii. Domnul a luat dosarul, a deschis și a citit așa, femeia aceasta nu e vinovată de împotrivire la naștere de copii. Ea a avut 3 copii și nu a mai avut alții. În schimb, ea s-a îngrijit de orfan, de văduve. Casa ei a fost un loc de găzduire pentru cei nenorociți, pentru cei fără de adăpost și pentru cei lipsiți. Ușa căminului ei a fost deschisă pentru călătorii care au vrut să poposească în casa ei. Ea a dat pâine la cel flămând și haine la cel gol, de aceea a fost socotită ca o mamă în Israel și deaconița bisericii. Dosarul ei s-a încheiat cu cuvântul mântuire. Cununa ei e gata, pregătită și împodobită. În partea dreaptă a apărut o ușă și pe ea a intrat un bărbat tânăr în jur de 30 de ani. Când l-am privit, am văzut că nu prea avea o ținută corectă, ci semăna cu chipul veacului. Era îmbrăcat cu haine mai elegante, avea părul mare și peciuni cam lungi. Când a intrat tânărul acesta, bătrânii poporului au zis, pe bărbatul acesta să-l judeci, Doamne, el merită să fie osândit și nu femeia aceea. Iată-l cum vine îmbrăcat în adunare. După chipul veacului și moda lumii, oricât l-am sfătuit să se îmbrace cuvincios, nu ne ascultă și nu primește sfaturile și mustrarea. Este vinovat de neascultare, de nesupunere, de încăpățânare, de mândrie și mai este vinovat și de împotrivire la naștere de copii. El, când a auzit cum îl osândesc bărbații aceia, a început a plânge, recunoscând că-i vinovat. Văzând pe femeia aceea cu mâinile legate, cum stătea într-un colț gata să fie dusă la închisoare, a început să plângă și mai tare și s-a aruncat cu fața la pământ plângând. Bătrânii de la masă s-au dus lângă el și cum stătea jos îl apăsau cu mâinile pe cap și pe spate zicând, pe acesta osândește-l, Doamne, căci este vrednic de osândă, care atâtea păcate, pe când femeia aceea are numai un păcat, pe el să-l osândești, că el e vrednic de moarte. El, cum auzea că cer osânda, și mai tare plângea, atunci Domnul a deschis dosarul lui și s-a uitat în el. N-a zis nimic, dar s-a dus spre tânărul acela și a zis, vrei viața? El nu și-a dat seama ce vrea să-i spună Domnul. Eu am înțeles că el credea că de va fi lăsat în viață va fi aspru pedepsit pentru păcatele lui. Tânărul a răspuns, nu mai vreau nimic, vreau să mor. Eu mi-am dat seama că el n-a înțeles că Domnul i-a pus salvarea în față și ca nu cumva să-l mai întrebe odată și el să repuse din nou salvarea, m-am dus repede lângă el, l-am scuturat tare de umăr și i-am zis, vrei viața? Și am strigat foarte clar să înțeleagă. Atât de tare am strigat încât cele 11 femei care erau cu mine în salon s-au trezit din somn, dar pe mine nu m-au trezit, ci au așteptat până m-am trezit dimineața ca să mă întrebe ce am visat. Numai Domnul a făcut lucrul acesta pentru că le-a mărturisit lucrarea și cum se judecă mamele care se împotrivesc la nașteri de copii și Domnul le-a cercetat că unele dintre ele și-au mărturisit păcatul și a intrat frica în ele. Două din ele erau credincioase, lor le-a mărturisit toată lucrarea. Una din ele era o soră baptistă și chiar s-a bucurat și a zis că ea împreună cu soțul ține lecții duminicale și se bucură că Domnul i-a descoperit adevărul, că ea, după învățătura ce a primit-o, credea că nu-i păcat dacă împreună cu soțul se fereau să aibă mulți copii. Tânărul care era cu fața la pământ a ridicat capul și s-a uitat la Domnul. El i-a zis, dacă vrei viața, ia-ți hotărâri noi și încetează a mai păcătui. Schimbă-ți mersul și nu te mai împotrivi la naștere de copii, că pentru tine este salvare, căci tu nu m-ai cunoscut îndeaproape. Bărbații de la masă au zis, Doamne, acum nu mai înțelegem cum judești lucrurile. Pe femeia aceea cum păcat nemărturisit nu o ierți. I-ai citit sentința de moarte pentru totdeauna și bărbatului acestuia cu atâtea păcate la activul vieții lui ai spus că pentru el este salvare. Dacă pentru el este salvare, pentru a femeia aceasta, de ce nu mai este salvare? Domnul a răspuns, eu sunt drept în judecățile mele.
Femeia cea m-a cunoscut îndeaproape, a avut părtășii cu mine încă din tinerețea ei. Mi-a cunoscut mila și îndurarea și de aceea trebuia să știe că sunt și un Dumnezeu aspru cu păcatul. Trebuia să se fi temut a păcătui, iar dacă totuși a ajuns să facă păcatul acela, ar fi trebuit să-l recunoască și să-l mărturisească. Dar ea, măcar că m-a cunoscut, nu s-a temut să-l ascunde și să poartă minciună toată viața, de aceea nu va avea salvare. Dacă își mărturisea păcatul și nu-l ținea ascuns, pentru ea putea fi salvare. Dosarul ei trecea pe la judecată și faptele ei bune și pocăința în care ar fi trăit ar fi biruit judecata și ar fi fost salvată. Bărbatul acesta nu m-a cunoscut îndeaproape. A venit la adunare și s-a pocăit, dar el n-a fost născut din nou și a făcut tot faptele firivei, pentru că el s-a uitat și a luat exemplu de la alții ziși credincioși, cu vechime în pocăință, care s-au întors din nou la faptele firii pământești și s-au purtat după chipul veacului. El, văzându-i pe cei cu vechime în pocăință purtându-se așa, a făcut la fel. Auzind că atât de mulți după ani de pocăință au ajuns să se ferească a avea copii, practicând diferite metode, și zicând că nu-i păcat, a făcut și el la fel, dar păcatul acesta este mai mare pentru cei ce au fost pentru el un exemplu rău și un prilej de păcătuire. De aceea pentru el poate fi salvare dacă ia hotărâri noi și începe o adevărată viață de pocăință. Domnul a zis, iată cum vor fi judecate femeile care, deși mă cunosc, ajung să se facă vinovate de păcatul acestei femei, care e condamnată la moarte. Pe dosarul tuturor femeilor care fac acel păcat scrie moarte pentru totdeauna. Vina aceasta nu se va putea șterge, va rămâne scrisă pe dosar. Dar dacă o femeie a făcut acest păcat, își dă seama de starea de păcat în care a ajuns, îi pare rău și se tăiește și mărturisește păcatul, face fapte de pocăință și multă milă, dosarul îi va trece pe la judecată și dacă mila va birui judecata, va putea să aibă salvare. Dar parte de răpire nu va avea, nici nu va face parte din mireasă. Tot așa, dacă o femeie care m-a cunoscut ajunge să săvârșească un avort în momentul când a săvârșit păcatul, pe dosarul ei se scrie vina și osânda moarte pentru totdeauna. Vina rămâne scrisă pe dosar, dar dacă femeia se trezește, îi pare rău și se căiește, își mărturisește păcatul, face fapte de pocăință și multă milă, și va avea în rest câți copii se vor mai da, dosarul ei va trece pe la judecată și se va judeca, iar dacă mila biruie judecata, va putea fi mântuită, dar parte de răpire nu va avea nici parte de mireasa Domnului. Cât despre cei vinovați, bărbați și femei, de păcatul bărbatului acestuia care s-a ferit să aibă copii, toți care se împotrivesc prin orice metodă ar face, fie că se păzesc sau țin zilele după calendar sau alte procedee, toate sunt metode diavolești. Dacă se trezesc și au hotărâri să nu mai păcătuiască, vor avea în continuare copii cât li se va da și se vor sili să-și ducă viața în sfințenie și neprihănire, vor fi mântuiți și vor avea parte și de răpire și de mireasa Domnului, pentru că ei nu s-au făcut vinovați de zădărnicirea pentru totdeauna planului cu privire la nașteri de copii ca prima femeie și nici nu au vărsat sânge nevinovat. Dar dacă cineva continuă să se păzească avea copii, rămânând în păcat și nu și-a hotărât de a nu mai păcătui, osânda va fi aceeași, moarte pentru totdeauna.